primul volum în care sunt cuprinse în fotocopie documente de arhivă de la Arhivele Naționale Gorj și Dolj, privind ansamblul Drăgușean din Târgu Jiu. Oricine își pasă poate să ia cartea, nu mai trebuie să meargă la arhive, poate să facă xeroxul sau fotografii după carte și să citeze acest volum. Practic, scutim de o muncă extraordinară cercetători din România și din străinătate prin această carte. În spațiul public au circulat până acum foarte multe lucruri false, neadevăruri, fantezii despre Drăguș și punem la punct toate aceste lucruri prezentând documentele de arhivă. Veți vedea aici cât de fructoasă este istoria. Dacă era așa o emulație în perioada 37-38, Brâncuș, cel mai scultor care vine să facă acest ansamblu pentru eroi gorjeni de la pentru eroi gorjeni, urmează apoi războiul, comunismul și în anii în perioada 51-53, cu lanțurile de coloana fără sfârșit. Aici sunt documentele de arhivă de la Sfatul Popular din Târgu Jiu. Vreau să dărâme coloana pentru că era o manifestare a tineretului comunist și avea nevoie de bani. S-au gândit că dărâm în coloana, o facem fier vechi și vinde fierul vechi și o să avem... Era și perioada în care la Academie denigrau pe Brâncuș și, din păcate, Sadoveanu, Călinescu considerau că nedemocrații în artă se strâng în jurul lui Brâncuș. Bun. Ca apoi, în anii 70, din nou Brâncuș să fie în vogă. Foarte interesant. Deci, vedeți, totuși este fluctuație. Bun, eu vă sugerez să... Am să fac o donație domnului director al Bibliotecii Județene. În ceea ce privește conferința de astăzi în Paiul, nu pot să prezint o de imagini, pentru că acolo eu argumentele pentru ce vreau să spun. Doar în două minute vă spun esența al esenței. Vreau să vă prezint, dar înainte de a spune, vreau să spun. Aș vrea să fac o precizare. Ca să poți să înțelegi o lucrurile Brâncuș, trebuie să se cunosc sursele. Ori sunt foarte multe lucruri contradictorii privind sursele. Nu o să înțelegi semnificațiile dacă nu știi sursele. Occidentalii refuză să creadă că Brâncuș s-a inspirat din folclorul românesc. Lucrurile sunt absolut evidente, dar este și o mare ipocrizie. Și chiar o lipsă de profesionalism, pentru că dacă faci o afirmație, trebuie să se argumente. A venit un occidental să compare o operă Brâncuș cu folclorul românesc, e greu și pentru român să studieze folclorul românesc. Din păcate, am avut pasiunea asta pe mai mulți ani și am studiat folclorul, mai ales simbolurile, anumite simboluri plastice din folclorul românesc, de la polul sud al lui, Oltenia, până în polul nord, adică Maramureș și Republica Ardeal. Și m-au interesat în special simbolurile acestea plastice de pe stâlpi de mormânt, de pe stâlpi de cerdac și stâlpi de poartă. Vreau să vă arăt niște imagini cu stâlpi de mormânt, exact în forme romice. Simbolurile sunt din neolitic. De exemplu, vreau să vă prezint o imagine, un șir de rom pe o falangă de Echideu, 10.000 de ani înainte de Hristos. Vreau să vă prezint ceea ce este, de fapt, și la Muzeul de Istorie din București, un șirac din romul de aur, care este la limita dintre epoca de fier și epoca de bronz. Toate aceste simboluri neolitic sau au fost perioade de folclor. Folclorul nu explică, dar consideră foarte bine. Bun. Pe acești stâle mormântare adesea erau păsări. Pasărea suflet, se numeau aceste elemente, era pusă prima dată pe pieptul mortului, apoi era dusă la cimitir, se punea pe cimitir, după câteva zile se punea pe stâlpul de mormânt și adesea pe arborele care era lângă cruce. Atât pasărea suflet, cât și stâlpul acesta cu elemente lumuritale, reprezintă ascensiunea insului post-mortem. Bun. Acum gândiți-vă la ansamblul de la Târgu Jiu. Masa. Masa rotundă este tipică pentru gospodările țărănești. Poarta. E o poartă țărănească, în definitiv. Stâlp, cu oamenea fără sfârșit, este un stâlp de înmormântare. Toate sunt simboluri luate din folclorul românesc, de este adevărat că sunt și universale. A spune că Brâncuș a preluat ceea ce era sacru și universal din folclorul românesc. El era ortodox. A și cântat în biserică, în satul natal. După aia la Biserica Madonatului din București, din Craiova, la Malorogheni. Și după aia la Biserica din Plasul Bucurii din Paris, unde dacă nu l-a ajutat Biserica Ortodoxă, murea de foame. Era o perioadă în care nu s-a prins de sinucidere acolo în Paris.
erau ortodoxe care priveau cu bunăvoință alte religii. În 37-38, chiar în iarna, dintre ianuarie 38, care în India, se facă un templu pentru prietenul Maharaja, Holkar de Indore, și interesant că acel templu vrea să facă cu elemente românești. Aici este un mare mister. Brâncu spunea că în India a găsit înțelepciunea lui milenară, aceasta, cu disfor doi. Și foarte interesant că și Mircea Eliade, din interviul acela celebrul lui Adrian Păunescu, în anii 70 la Chicago, îi spunea că acolo, în Bengal, mi-am dat seama că dacă se înțeleg bine aceste rădăcini orientale, se va înțelege bine și poporul românesc. Foarte greu de înțeles și adevăr una cu alta. Și totuși da, pentru că ambele civilizații românească și indiană s-au dezvoltat pe făgașul civilizațiilor rurale care au atașe puternice neolitic. Și ne leagă practic niște simboluri de mare profunzime. Și încă un lucru legat de universalitate, de sursele, a vorbit suportului românesc în cea mai mare parte. Dar în același timp sunt și universale. Și e foarte interesant că toate ciclurile acestea, clasice care apar în opera lui Brâncuș, ciclul voilor, ciclul coloanelor, ciclul cuplului, adică sărutul, și ciclul păsărilor, toate apar și în panișale și în pere, simboluri ale unei realități transcendentale. Sunt la fel de solidare și în cele mai de descrieri din lume, în panișale și vedere, ca și în opera Brâncuș. Bun, al treilea lucru care trebuie de înmulit este partea aceasta modernistă. Deci, înțelegem arhaismul și inspirația din folclor, înțelegem universalitatea, dar prin ce era modern? Era dadaist, era cubist, era expresionist. Ce pot să spun este următorul lucru, că Brâncuș rupea, lua elemente din folclor românesc, le rupea din funcția lor, le reloca la Paris, le dădea altă denumire și crea cu altă semnificație asupra lor. Exact ca și cu poarta, masa și stâlpul de la Târgu Jiu. Unde a mai văzut așa ceva? La prietenul lui cel mai bun, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp scandalizează toată lumea artistică la New York. Ia un pisoar, în 1913. Îl relochează, îl duce de o expoziție, schimbă poziția, îl pune la orizontală și zice la fontenă, faune, fântâna. Și creează în acest mod o gândire asupra lui. Și asta a revoluționat arta. Adică, dacă artistul crede că un artefact, un produs al activității umane, este estetic, dacă artistul doar l-a ales pentru funcția lui estetică, înseamnă că este obiect de artă. E bine, cu asta seamănă cel mai bine Brâncuș. Asta nu înseamnă că Brâncuș, dar de aici. El a luat și la expresioniști, dar cubiști, oricum nu era un outsider la Paris. Bun, deci asta înseamnă Brâncuș ca, deci, sursele folclorii românești, adică arhaice neolitice, modernism și universalitate. Mulțumesc numai mult să vă